Salut, sunt Sorin Alexandru și mă bucur să vă întâlnesc în această seară la un nou interviu cu marca Privire în Viitor TV. Am alături de mine în această seară pe Liliana Popescu, psiholog din Deva, pe care o și salutăm cu această ocazie. Bună, salut, Liliana! Salut tuturor, vă salut! Am întâlnit foarte des pe internet în ultima perioadă termenul de microbiom. Despre microbiom ne va vorbi Liliana în această seară, cursantă a unui program de specializare desfășurat la Institutul Paracelsus din Germania. Liliana, spune-ne, te rog, ce este acest microbiom? Microbiomul este un sistem complex care trăiește în interiorul corpului nostru și nu numai. Și este, practic, după cum spunea doctorul David Perlmutter, este complex prin faptul că ne afectează atât prin prezența lui, cât și prin amprenta sa genetică. Este format din miliarde de bacterii, de virusuri, fungi, paraziți, ciuperci și așa mai departe. Microbiomul cel mai important ca și structură, din punctul meu de vedere, se află în intestine. Acest organism, pentru că a fost clar denumit organism, este practic în jur de 2 kg și asigură digestia, pentru că noi singuri n-am fi în stare să procesăm alimentele, să le descompunem în acele produse care apoi să fie resorbite în organism prin intermediul sângelui, da? Prin intestin, prin acei pori micuți din intestinul nostru, care este practic legătura dintre această hrană descompusă și sistemul nostru sanguin, care alimentează apoi corpul. Este practic format din bacterii bune și bacterii mai puțin bune. Microbiomul intestinal este o descoperire relativ recentă și care aduce, cu cât se studiază mai mult, noi informații prețioase pentru sistemul medical și pentru sănătatea noastră. Ce pot să vă spun despre microbiomul intestinal ca și definiție? Că pe lângă faptul că ne ajută să ne atingem acea stare de homeostazie spre care tindem toți, da? Adică acel echilibru intern spre care tindem toți, se implică și în producerea de vitamine, de exemplu vitamina B12, vitamina K și a anumitor aminoacizi esențiali pentru corpul uman. Deci ia cât de important este microbiomul în funcționarea noastră ca întreg. Despre prezența unor bacterii în intestinul și în stomacul nostru se știa mai de mult. Absolut. Deci se știe clar că ulcerul, de exemplu, este dat de Helicobacter pylori. Da. Însă există și alte bacterii care trăiesc în sucul gastric. Da, care intră în procesul de... Deci, practic noi avem bacterii pornind de la gură până la anus, da, pe tot tractul digestiv. Da? Însă cele mai multe se află în intestin, așa cum spuneam, în intestine. Avem pe suprafața corpului, avem chiar o bacterie care face, eu știu, adaptarea la frig, de exemplu. Da? Deci, absolut în orice pliu, în ochi, în urechi, în nas, avem aceste microorganisme care lucrează pentru noi, care lucrează în folosul nostru, aceste bacterii benefice. Deci, practic, celulele noastre, care de fapt nici ele nu sunt, nu suntem compuși, ne prezentăm ca un tot unitar. Dar și noi, la rândul nostru, suntem compuși din niște celule care, practic, nu sunt lipite una de alta, ci trăiesc într-o comunitate. Suntem o colonie. O colonie. Suntem practic, o colonie. Suntem o colonie de celule de celule. Da, aparțin. Absolut.
Și o parte, și o serie de celule, bacterii, microorganisme. Microorganisme, să le zicem, da, că sunt o serie întreagă, de la virus până la micoplasme, avem, și tot felul de. Avem bacterii și avem celule. Celulele sunt, noi suntem formați din miliarde de celule. Și aceste celule, gândește-te că are, fiecare celulă în parte are un sistem propriu de tot, de la alimentație până la inteligența. Are un sistem dar echivalent cu sistemul nostru respirator, cu sistemul digestiv, cu sistemul excretor și așa mai departe. Și chiar nervos. Deci, și chiar nervos, absolut. Da. Da, se știe acum că membrana celulară este mult mai complexă decât o știam acum 20, 30, 40 de ani, nu? Fiecare celulă în parte funcționează ca o baterie, are 1,4 volți, da? În momentul în care, spre exemplu, să deviem un pic de la subiect, este foarte important, acum ce mi-am amintit, dacă noi avem o anumită traumă, da? Practic în corpul nostru apare o depolarizare celulară și acolo sunt întreruperi ale curentului. Noi avem curent care circulă prin noi și în momentul ăla legea lui Ohm funcționează și pentru noi. Iar aceste microorganisme vin în plus practic și ne ajută practic să mistuim mâncarea. Noi nu suntem capabili să o mistuim. Încă medicina nu cunoaște întreg procesul de digestie, ce se întâmplă acolo. Este fantastic cum aceste microorganisme atât de micuțe poate să facă lucruri atât de mari pentru noi. Pentru că altfel nu am putea să supraviețuim. Da, practic trăim prin interacțiunea datorită lor. Da, suntem o colonie și trebuie să trăim în armonie. Iată că La ora actuală, prin acest stil de viață pe care noi l-am adoptat în ultimul timp, practic, ucidem încetul cu încetul aceste micuțe organisme care ne mențin în viață, practic. Da, e cu siguranță, pentru că există o modificare a mediului în care ele funcționează propice, să le zic așa. Da, uite, iată că avem în perioada asta și o veste bună, că toată flora asta microbiană face și bine. Că acum stăm de un an de zile speriați de un virus. Dar există virus care sunt și buni, care îi avem în noi și care sunt și folosesc la ceva, adică ne sunt utili sau ne sunt indispensabili de fapt. Să nu confundăm bacteriile cu virusurile. Virusurile, prin definiție, sunt patogene. Toate virusurile sunt patogene. Există microbi care sunt îmbolnăviți de virusuri. Da? Deci virusurile sunt mai mici decât micromii, de exemplu. Deci păstrăm aceeași reacție asupra. Absolut, deci virusurile sunt patogene. Practic nu avem. Însă bacteriile sunt bune și mai puțin bune. Avem, de exemplu, Clostridium difficile, care atunci când pătrunde în sistemul nostru intestinal face ravagii, da? Clostridium difficile, de exemplu, este o bacterie aerobă. Pentru că și aici a fost o problemă foarte mare în descifrarea acestui genom microbacterian, pentru că peste 80% din aceste bacterii sunt anaerobe. Da, deci și trebuie fără să aibă nevoie de aer. Absolut. Aer, da. Da, 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 da. Deci există bacterii benefice, peste 80% din ele sunt benefice, mai mult. Restul sunt bacterii care pot fi ținute în frâu, dezvoltăm anticorp și așa mai departe. Deci, până la urmă, organismul se adaptează dacă este lăsat, dacă nu este, agresat din exterior. Da, bine, agresiune pe de o parte din partea mediului, pe care tot noi l-am schimbat, pe de altă parte agresiune prin agresiunea continuă pe care o facem prin a ne schimba modul de viață. În primul rând, alimentația. În primul rând, alimentația. Gândește-te că fiecare sursă de carne pe care noi o luăm din magazin conține antibiotic. Da, evident. În momentul în care am consumat acea hrană, practic am luat o doză de antibiotic și această doză de antibiotic are influență asupra microbiomului. Da. Deci, vrei nu vrei, trăim într-o lume în care practic antibioticul este la tot pasul.
Nu cred că există medic de familie care să nu prescris o dată pe săptămână unui pacient antibiotic, ceea ce este foarte mult. Cel puțin în sistemul medical din România, ceea ce s-a constatat până în acest moment. Ceea ce nu este valabil pentru alte sisteme. În Germania, de exemplu, antibioticul este foarte, foarte, foarte rar. Doar în situații chirurgicale și doar în situații de necesitate și așa mai departe. Da, noi ne supărăm simplă... pe doctor dacă te duci cu copilul la doctor și nu ai antibiotic. Și nu da, pentru că asta este... Așa am fost învățați. Este un comportament învățat și credem că așa este bine. Nu este bine. Pentru că toate aceste antibiotice pe care noi le luăm scad numărul bacteriilor bune. Da? Și bacteriile rele se adaptează mult mai ușor unui mediu diferit decât bacteriile bune. Și atunci, crescând numărul bacteriilor rele, practic acest dezechilibru intern se accentuează. Am văzut că sunt cel puțin rezultatele studiilor de până acum arată că acest microbiom este foarte diferit de la persoană la persoană. El s-a crezut și despre el inițial că, domne, găsim formula lui ideală, ăla e omul sănătos, ce este lipsă sau ce este în plus față de formula ideală înseamnă boală. Dar până la urmă au ajuns la concluzia că de fapt există o diversitate fantastică și a acestui microorganism al nostru care trăiește în noi. Așa este, așa este. Da, studiile au arătat clar că practic o treime din microbiomul nostru este specific mediului în care noi trăim și este comun cu al altor persoane, iar două treimi este specific fiecărui individ în parte. Este ca o amprentă pe care o avem și reprezintă istoria de viață a noastră până în acel moment. Istoria de viață, am văzut care este, deține, pe mine m-a uimit, că bun, chestia asta cu modul de hrană pe care îl utilizezi, faptul că un om este născut, a stat în gestație 7 luni sau 9 luni, e foarte ușor de înțeles că poate influența orice în viața lui, inclusiv sănătatea, inclusiv... Acum s-a găsit o explicație că această sănătate este legată și de acest microbiom și biom care este diferit de la persoanele de născute la 7 luni, de la cele de 9 luni. Dar am fost foarte uimit când am văzut că fluctuațiile astea ale componenței microbiomului sunt date și de modul cum a fost născut. Adică dacă mama respectivului l-a născut pe cale naturală sau l-a născut prin cezariană. Pentru că este adevărat. Sunt uimit pentru că chestia asta mă duce cu gândul la o inteligență a respectivelor componente ale microbiomului. Nu este doar atât. Nașterea normală, firească, da? În momentul în care copilul se naște, este invadat de microbiomul mamei. El trăiește în uter într-un mediu steril. În momentul în care are loc nașterea naturală, pe cale naturală, practic el se umple de tot acest microbiom al mamei. Deci intră în legătură cu toate bacteriile mamei și apoi cu a moașei, cu a medicului, cu asistentelor și mai departe. Depinde în ce mediu este copilul. Dacă se naște pe cale naturală, mama nu are voie de tratament după naștere, nu are nevoie de antibiotice, nu are nevoie de, eu știu, anumite perfuzii și așa mai departe. Pe când în momentul în care copilul se naște prin cezariană, este scos practic, ca dintr-o cutie, el nu mai intră în contact cu acele bacterii benefice care sunt, în momentul în care se rupe apa, sunt invadate, da? Pe suprafața copilului și nu numai. În momentul în care ia prima respirație, toate bacteriile care sunt în guriță și pe năsucul, toate intră în sistemul digestiv și încep să populeze încet, încet organismul noului născut. Ori prin cezariană, practic,
copilul este preluat de către medic și apoi dat asistentelor și primul contact cu microbiomul, cu, cu aceste microorganisme, este al persoanelor străine, nu al mamei. Da, da. Și atunci, mai mult decât atât, mama după cesariană trebuie să ia antibiotic. Este o intervenție chirurgicală. Ori tot acest antibiotic merge în colostrum și în lapte, prima alăptare, practic copilul este complet dezechilibrat. Și noi știm, acum se știe că, de exemplu, flora unui nou născut până la 6 luni, de exemplu, este slab formată, doar avem o microfloră care este pentru ochi, pentru urechi, pentru nas, pentru gură, pentru sistemul urologic, pentru sistemul digestiv și atât. Un microbiom de bază, da, microbiomul practic ajunge la maturitate la vârsta de 3 ani. Și el este în mare parte similar cu cel al adultului de mai târziu. Deci până la 3 ani de zile se formează. Da, da. Deci în primele șase luni practic nu avem. De asta este foarte important să înțelegem de ce trebuie să dăm, să introducem alimente solide la început cu grijă, cu lingurița, puțin câte puțin, tocmai pentru a face trecerea și a implementa în intestin anumite bacterii. Din ce este făcut am văzut, din ce este compus microbiomul am văzut. Ce ne mai pot spune despre acești factori care îl influențează și care îl pot modifica? În primul rând, alimentația. Alimentația este primul factor care modifică acest microbiom și, practic, sunt trei sisteme: eubioza, disbioza și simbioza. Eubioza reprezintă, practic, susținerea unei flore echilibrate. Da? Există trei enterotipuri de bază în flora noastră, pe care toți le avem. În momentul în care nu există un echilibru între aceste enterotipuri, apare așa numita disbioză, care duce la diferite afecțiuni, în special la inflamare. Inflamarea, se știe astăzi că procesul inflamator stă la baza bolilor autoimune. De ce se întâmplă acest lucru? Păi apare așa zisa permeabilitatea intestinului. Ce este permeabilitatea intestinului? În momentul în care apare un dezechilibru în aceste microorganisme, nu mai au posibilitatea să susțină acel mucus pe peretele intestinal, care este interfața, practic, dintre sistemul nostru intern și extern. Pentru că noi avem în intestinul nostru, practic, virusuri, avem paraziți, avem tot felul de bacterii, și atunci, în momentul în care noi nu mai avem acea căptușală a intestinului în stare optimă, da? Și nu este susținută, acele orificii de care vorbeam mai înainte, prin care noi ne alimentăm, da? Prin sistemul sanguin, se lărgesc, se măresc și pot pătrunde în sânge, pot pătrunde paraziți, pot pătrunde virusuri, pot pătrunde resturi alimentare care nu sunt bine digerate. Ce se întâmplă atunci? Sistemul imunitar le atacă, pentru că sunt corpuri străine. Le atacă și apare un proces inflamator care devine sistemic la un moment dat, pentru că sângele circulă în tot corpul, da? Aduce acele părți în tot corpul. Și odată ce acest proces inflamator devine sistemic, el la un moment dat nu mai face diferența dintre anumite celule din corp și acești corpi străini. Dacă ele seamănă oarecum sau întrucâtva cu acele părți străine, atacă celulele bune și astfel apar aceste boli autoimune. Da. Exista un medic în Anglia, un medic chirurg, care a fost medicul Casei Regale și care, la un moment dat, în activitatea sa,
a extirpat părți din intestin, care era foarte, foarte inflamat și foarte, foarte, practic, dureros. Pentru că în momentul în care intestinul se inflamează, doare foarte tare. Și a trebuit să extirpe acea parte din bucățică din intestin. Ei, ce l-a frapat a fost faptul că a venit la el un tânăr de 36 de ani în scaun cu rotile, pentru că avea o boală autoimună. Și era o artrită reumatoidă generalizată. Da? Și în momentul în care a extirpat acea bucățică de intestin, în 6 luni de zile, tânărul s-a vindecat. Fără niciun fel de altă intervenție. Da? Și atunci, la ora actuală se știe că există părți din intestin care corespund câte un organ în parte. Însă, ca să concluzionez, acest proces inflamator sistemic stă la baza, practic, bolilor autoimune. Și nu numai. În afară de bolile autoimune, sunt certificate în momentul de față și alte boli care provin din acest dezechilibru al microbiomului? Pe lângă bolile autoimune, de exemplu obezitatea, diabetul de tip 2, pentru că diabetul de tip 1 este considerat o boală autoimună. Toate aceste obezitatea, ce este de fapt? Este tot un proces inflamator, practic și țesutul grăsos, practic, se inflamează. De asta scăpăm așa de greu de el. Da? Este practic o disbioză acolo, un anumit tip de bacterii, un anumit enterotip este mult mai mare ca și număr față de alt enterotip. S-au făcut studii, de exemplu, pe persoane din Africa și Europa, unde se știe că în Europa, practic, obezitatea începe să fie unul dintre factorii destul de serios care influențează populația. În Africa, de exemplu, în anumite zone, persoanele sunt extrem de echilibrate și s-a constatat un anumit enterotip la ei, care la noi este foarte scăzut, la populația europeană. Deci iată că din ce în ce mai multe studii pun în evidență faptul că această disbioză duce la apariția unor boli cronice. Astea sunt deja dovedite a fi... Astea sunt studii deja publicate și... Și da, sunt și unele bănuite? Adică asupra cărora se fac doar... Deci, fiind o cercetare care este la început de drum, cum spunea și profesorul Dumitrașcu, da, neurogastroenterologia este o nouă ramură a medicinii care studiază tocmai această parte a microbiomului, pentru că s-au descoperit neuroni în tractul nostru digestiv. Și atunci, enterologia a fost, practic, o ramură a medicinii care a fost impusă de aceste descoperiri noi. Profesorul spunea la un moment dat că au cazuri de cancer vindecate, însă nu putem, practic fiind la început, nu putem spune că una, două, cinci, zece, 20, 100 de cazuri vindecate, deci nu putem să folosim această chestie ca un panaceu universal, deci nu poate fi o regulă, nu putem extrapola la întreaga populație. De asta spun, este important de făcut o anamneză pe fiecare pacient în parte, pentru a vedea niște analize de microbiom, niște analize de sânge, metale grele, care sunt extraordinar de importante. Bun, constatăm că de vină este acest dezechilibru al microbiomului, dar exact. știm să și-l reclădim, să-l refacem? Absolut. Există probiotice, prebiotice și simbiotice. Produse. Seamănă ca denumire. Da. E destul de complicat. Da, probioticele practic sunt aceste bacterii. Bacterii benefice, bacterii bune. Da? Și alimente care conțin probiotice. Păi, chefirul, iaurtul, brânzeturile, ceapa, prazul, eu știu, și carnea, dacă este o sursă naturală,
na, crescută undeva în aer liber și fără antibiotice și fără hormoni și așa de creștere, da? Da, evident. Deci sunt surse de, deci practic hrana noastră trebuie să fie bogată în fibre. Acestea sunt prebioticele. Prebiotice, sursă de pe prebiotice sunt murăturile. Deci, practic, iarăși, iaurtul, de fapt, iaurtul și chefirul sunt produse simbiotice, adică au atât probiotice cât și prebiotice. Pentru că noi pe degeaba luăm un prebiotic, da? Pe degeaba luăm aceste microorganisme, aceste bacterii benefice, dacă nu le și dăm hrană, dacă nu le alimentăm corespunzător. Pentru că aceste fibre pe care ele le descompun și care sunt hrană pentru ele, sunt esențiale ca ele să trăiască. Da, deci dacă le dăm plastic... Dacă le dăm plastic, dacă le dăm hormoni, dacă le dăm antibiotice, dacă le dăm foarte multă carne sau mâncăm foarte mult timp doar un singur aliment, nu trebuie să fie o varietate. Trebuie să fie o varietate de alimente și trebuie să fie, adică să consumăm hrană moderat. Nici să nu rămânem flămânzi, dar nici să nu ne îndopăm. Da, adică, în momentul în care am simțit că ne-am săturat, să ne oprim. Bine. Armonia, echilibru sunt cuvintele care, cuvintele, absolut, sunt noțiunile, termenii pe care cu atât de foarte greu îi putem atinge. Devin idealuri de viață, o viață armonioasă, o viață echilibrată, pentru că sunt vremurile acestea și nu altele. Da, și probabil că întotdeauna a fost așa. Probabil că întotdeauna un alt aspect, un alt aspect este cogniția. Deci modul nostru de gândire, care este extrem de important, pentru că ceea ce noi gândim practic ne dă o anumită stare, o anumită stare emoțională care descarcă în noi anumite reacții chimice care au loc, da? Sunt anumite procese acolo, creierul traduce totul chimic în corpul nostru și atunci toți acești hormoni care se declanșează în acest proces emoțional sunt extrem de toxici unii și atacă practic această microfloră. Adică ne otrăvim picătură cu picătură. De asta o stare de relaxare, o stare de bine. Da? Putem să facem chestia asta de 3-4 ori pe zi? Pentru că noi 99% dintr-o zi funcționăm pe pilot automat. Funcționăm din subconștient, ca un automatism, fără să gândim, fără să fim prezenți aici și acum. Dacă noi pe parcursul unele zile, de exemplu, ne luăm un minut sau două și ne concentrăm asupra respirației noastre, să vedem ce se întâmplă cu corpul nostru când respirăm, să vedem cum intră aerul în plămâni, cum, ce simt. Întrerup, practic, acest ciclu automat. Și întrerupând și azi, întrerupând și mâine, da? Îmi creez un nou comportament. Da, se dispar aceste false informații, false ies din automatism, nu mai îmi cedau puterea acestui subconștient, da? Îmi recapăt puterea mea pe care o am. Pentru că un mare învățător spunea că mintea noastră ca și servitor este extraordinară, dar ca și lider este execrabilă. Deci dacă noi dăm puterea noastră gândurilor și minții noastre și ne identificăm cu ele, înseamnă că ea ne conduce, este un lider, ceea ce nu este ok. Da. O altă influență asupra psihicului, asupra mediului psihic, da, aduc aceste microbacterii. Cu siguranță, cu siguranță. De asta am și început această specializare, pentru că există foarte multe studii care arată legătura dintre acest creier din burtă, așa este supranumit creierul din burtă, și creierul nostru. Da? Știm că ele comunică prin intermediul nervului vag, da? Asta este unul dintre cel mai lung nerv cranian și face legătura dintre creier și principalele organe, iar în intestine, practic, are cele mai multe ramificații. Și prin intermediul acestui nerv vag, creierul nostru primește foarte, foarte multe informații de la microbiom și, practic, ne
poate da anumită stare, ne poate da, prin refacerea echilibrului florei intestinale, se vindecă practic, eu știu, anxietatea, se vindecă depresia, se vindecă fobiile, se vindecă tot felul de psihopatologii. Am văzut chiar unele promisiuni, nu promisiuni, că de fapt nu sunt promisiuni, ci unele speranțe pe care unii cercetători le pun în prin refacerea acestui echilibru al microbiomului să rezolve probleme gen autism. Exact. Deci la ora actuală se știe clar că transplantul de fecale de la un copil care este sănătos din punct de vedere al echilibrului florei intestinale către un copil cu autism, practic acel copil cu autism într-un timp relativ scurt, chiar scurt, da, a început să funcționeze normal, să socializeze, a început să își dezvolte, practic să-și reconecteze acei neuroni oglindă. Da. Pe care noi avem și să dezvolte comportamente prin copiere și așa mai departe. Știu că chiar am scris în urmă cu, cred că sunt 10 ani de zile, despre transplantul de fecale făcut de nu știu ce clinică și erau rezultate foarte, foarte bune în vindecarea unei boli intestinale, dacă nu mă așa, chiar Clostridium, dacă nu mă așa. Da, și pentru Clostridium. Deocamdată nu este... Dar la vremea respectivă era destul de miraculos așa și bine și suna într-un anume fel transplantul de fecale. Știi? Adică, așa este. Deocamdată nu este acceptat. Nu este acceptat decât pentru autism. Transplantul de fecale. Decât pentru autism, da. Și deci există și se face undeva? În da, lume, se face. Că la noi absolut, și absolut, absolut. Și noi avem o doamnă doctor în București care face transplant. Deci există și la noi. Da, avem o doamnă doctor, sigur. Nu-i rețin numele acum și nici nu cred că s-a început în Australia, dacă eu bine știu. Deci cu studiile de acolo s-a plecat și rezultatele au fost extraordinare. În cât timp ai spus că se rezolvă problema autismului? Rapid. Deci depinde de la caz la caz, depinde de severitate. Da, evident, deci spectrul autist da, este destul de larg. Pentru că depinde de severitatea. Adică pe acest continuum al spectrului autist, unde se află copilul respectiv. Dar poate fi de la 2-3 zile până la 2-3 luni. Deci într-un timp relativ scurt. Copii care nu vorbeau, de exemplu, sau nu aveau niciun fel de relație cu părinții, copil de 5 ani, ceea ce eu am văzut recent, după transplantul de fecale făcut astăzi, deci cum ar fi poi mâine, practic, s-a trezit și a vorbit cu mama și a spus: mami, mi-este foame, vreau de mâncare, ceea ce n-a făcut niciodată. Da, e miraculos. Iată că practic legătura dintre aceste bacterii și creier este una fabuloasă și bineînțeles că suntem la început de drum. Da, sunt convins că la început de drum. Sigur, deși studiul a fost făcut deja pe oameni pentru că există probiotice la ora actuală ca supliment alimentar, pe lângă cele care putem noi să le luăm așa, sunt probiotice care ajută enorm de mult, enorm de mult. Dar pentru asta trebuie să știi ce anume să dai pacientului respectiv. Adică trebuie să ai clar un set de analize. Da, să vezi unde te raportezi, unde te încadrezi, ce anume trebuie să-i dai. Asta chiar vreau să te întreb dacă există locuri unde îți poți verifica acest... Da, numai pentru asta trebuie să știe persoana respectivă ce anume, unde să îndrume. Adică să spună clar ce analize are nevoie. Da. La noi în țară bioclinica face analize de microbiom. Face bine, le trimite în Germania analizele, e, da. E bine, da. Da, da, da. Și mai este o clinică în București, am uitat cum se numește, care trimite la Bruxelles. Aceste analize le trimite la Bruxelles și acolo sunt și îți vin gata rezolvate și începem încet încet să
Da, da, noi avem decalajul ăsta imens de da. Ce privesc. Liliana, îți mulțumim mult pentru informațiile astea primare pe care mi le-ai spus și te așteptăm, așa cum am convenit noi în spatele ecranului, te așteptăm la o emisiune live în care să poți intra în direct cu prietenii noștri într-una din seriile care vor urma, nu săptămâna viitoare, nici cealaltă, probabil că undeva peste vreo lună, două, când ai să te întorci de la curs, și să le poți aduce mai multe informații celor care doresc să afle mai multe lucruri despre acest microbiom și despre rezultatele astea fantastice care se întrevăd. Cu mare drag, cu mare drag. De-abia aștept să termin acest curs, această specializare, pentru că este extraordinară. Și în momentul în care termin specializarea, o să te contactez și o să spun, da, uite, putem face înregistrarea. Sunt pregătită. Ei, vom intra chiar live ca să poată chiar live, absolut, că... absolut, 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 sigur. Cu mare drag, cu mare drag. Eu cred că este de mare ajutor ca lumea să înțeleagă și să aibă aceste informații. Pentru că sunt importante. În special pentru copii. Deci pentru copii, dar și pentru noi, că și noi avem nevoie și creierul destul de mult. Toată lumea. Nu cred că există persoană care să fie echilibrată astăzi din punct de vedere al microflorei intestinale. Probabil doar cei care trăiesc zen undeva departe de lumea dezlănțuită și care nu intră în contact cu toate aceste surse de poluare electromagnetică, și pentru că și asta au repercusiune. Da, citeam un studiu făcut în Statele Unite care spunea felul următor: dacă o săptămână pe an am stat departe de orice sursă de poluare electromagnetică, fie că este, eu știu, stâlpi de înaltă tensiune, deci curentul electric, fie că este, că sunt telefoanele mobile, toate aceste rețele, toate, corpul are capacitatea să le facă. Așa că mergeți în locuri unde nu există semnal la telefonie mobilă, unde nu există curent electric, unde nu există lumea civilizată, n-a ajuns încă acolo, ca să mergeți o săptămână acolo și o să vedeți ce mult contează. Da, sigur. Eu am un astfel de loc unde merg și mă simt extraordinar de bine de fiecare dată. Da, în același timp ne vom și obișnui cu ele și probabil că ne vom adapta, procesul ăsta evolutiv va ajunge să înglobeze și electromagnetismul din jurul nostru și... Cu siguranță, dar este nevoie de timp. E nevoie de timp și până atunci ne vom mai este nevoie de timp. Ca și organismele modificate genetic. Da, pentru că ele în sine nu mănânci iepure și îți cresc urechi. Da. Deci nu despre asta este vorba. Este vorba despre efectul pe care l-au aceste microorganisme, pentru că orice produs modificat genetic practic nu este recunoscut. Exact, de către microflora. Da, și atunci ar trebui să luăm încet cu lingurița, așa cum facem cu bebelușii, când trec de la alimentația doar strict pe lactate la cea solidă, așa și noi. Da, deci dacă am face treptat această trecere, ar fi altceva, dar din păcate le stau diferit și atunci ne familie care zici. Da. Mulțumim mult încă o dată, Liliana, pentru prezența ta în această seară și te așteptăm imediat ce te întorci de la curs. Cu mare drag! Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă spun încă o dată că ceea ce credeți că nu este, nu înseamnă că nu există. O seară plăcută!